beings are destined to protect the universe. But who will protect us? Some say our endings have already been written. But I've stopped believing in fate. So if our story won't change, I will. Harder, Daddy. What? What? This time, we decide our own destiny. Harder, Daddy. What? What? Ok, mi-a luat foarte mult timp să prind cheful necesar să fac acest video. Bine ați revenit la seria de stereotipuri pe League of Legends. În episodul de azi o avem pe Itot Girl, adică Ari. Îmi pare rău de pauza făcută, dar odată cu școala și munca, cam nema timp. Să nu uităm, stereotipurile nu se aplică mereu, ele sunt de haz, iada. Atât? Ok, să începem. Dacă stau să mă gândesc, campionul acesta se bazează foarte mult pe skill-ul playerului, pentru că un Ari care joacă ca un Uga Buga, aici vorbim de Shredder 999, să nu dați de el din echipă că cred că vă sinucideți. Este foarte slab pe lângă un Ari care știe să își combine itemele cu kit-ul de spell-uri, cam build-ul cu GLP și Twin Shadows. Nu vorbim de faptul că sunt eu la mijloc care am preferat să arăt contentul cu Ari pe fundal jucând AD pe mid. Revenind la campion, Ari are nevoie de un skill destul de mare pentru a fi jucată și diferența de skill se vede din primele spell-uri folosite. Deci, skin-ul acesta este un skin destul de rar folosit. În general, playerii de Dynasty Ari sunt fine China, dar într-un mod mai tradițional. Skin-ul nu oferă multe efecte diferite, dar este decent. Și clar nu zic asta pentru că am eu skin-ul ăsta. Ok, se apucă o fată de League of Legends. Dar aici intervine problema cu genul de fată, cu Heo, și genul de fată cu Bruh. Ei bine, ăsta este skin-ul pentru fetele Bruh. Voi clasifica skin-ul ăsta ca skin-ul unui jucător de Ari bunicel. Nu neapărat cel mai bun, dar destul de bun încât să știe cam ce fight-uri să picuiască și în ce fight-uri să nu se bage. Deci, dacă mă întâlniți cu cineva cu skin-ul acesta, e bine, pregătiți-vă. Chiar dacă are doar 8 cozi, multe persoane care folosesc skin-ul vor apăra pe Sfânta Cruce faptul că skin-ul este o referință la Naruto și la Kurama, de acum inclusiv cu acest skin începe partea weeb a campionului acesta, fiind skin-uri care reprezintă diferite categorii de anime weeb-uri. Ok, basically KDA before KDA. Aici vorbim de persoane cărora le place muzica, nu neapărat să cânte bine, doar le place muzica. Și sunt fan al recall-ului de skin. În general, playerii de pop starari sunt mediocri, deci să vă așteptați să vă rateze, dar și să vă enerveze cu un E prins foarte random dintr-o parte neștiută a mapei.
Skin-ul ăsta este folosit de o fată pe nume Tiffany, care este obsedată până peste cap de contul său de Twitter, Insta, Snap și face story-uri random pe LOL ca să atragă sugar daddies pentru mai multe skin-uri. Cu atitudine foarte toxică și bitchy, în general fiind extrem de slab ca jucător pe LOL, nu neapărat și pe Ari. Deci, ăsta este skin-ul de tryhard, dar în sensul rău. Da, va încerca cel mai tare să câștige și da, te va flama dacă nici tu nu o faci. Dar trebuie luat în considerare că e genul de player care face tryhard la normale și nu la ranked-uri, pentru că la urma lui a fost flamat și a zis, hey, fuck it! Și a devenit toxic și el ca să-și flameze echipa pentru orice greșeală. General, playerii ăștia sunt cei mai enervanți. Deci, Sailor Moon Ari este un skin cu mai multe stereotipuri. Avem anime girl care știe abia să joace LOL, o leacă pe acolo. Avem băiatul ce se crede fată pentru a primi skin-uri gratis de la băieți virgin. Avem zeul zeilor pe lor care are multe skin-uri pe campion și alternează între ele. Iar apoi avem cei care... Am vrut să fac combo cu echipa mea de Star Guardian, dar am rămas singur și nu știu ce să fac cu viața mea. Aici încep skill-urile de player mai buni, sau cei care au vrut un upgrade pentru Popstar Ari. Fiind un skin nou și bine făcut, în general, playerii de KDA Ari joacă din 3 motive. 1. Joacă pentru combo-ul de KDA. 2. Au vrut upgrade-ul de la Popstar. Sau 3. Vor să arate că joacă bine, chiar și cu un skin nou. Aici este vorba de mândria playerului care va fi tryhard dacă simte nevoia și va fi casual dacă va stompa meciul. Este un skin de un an care este extrem de rar folosit pentru... Poate e folosit de persoanele vegane? I don't know. Sau vegetariene? Ok, sincer, cei de la Riot au scris skin-uri pe bandă rulantă și nu am stereotipuri pentru skin-uri. E bine, poate este un stereotip pentru skin-ul ăsta, I guess? Este jucat de playerii de simulatoare de întâlniri, datorită eventului din vara asta, știți, cu Spirit Blossom. Acesta este skin-ul celor mai buni jucători de Ari. Deci, aceste persoane sunt extrem de bine antrenate cu campionul și știu să-și calculeze damage-ul, cooldown-urile și toate chestiile legate de skill-ul bun al unui player. Tot ce pot zice e succes la un gank împotriva acestui tip. E chiar imposibil. It's so golden! Ok, nu am un stereotip diferit față de KDA. Este un reskin pe care îl au persoane cu mai mult noroc în Hextech sau cu mulți bani care au luat un reskin auriu. Sfac. Cam atât cu videoul în legătură cu Ari. Urmează Akali. Aici o să avem primul nostru feature cu un băiat care știe oarecum cu ce se mănâncă campionul. Oarecum, rețineți, oarecum. Să nu uitați de like, subscribe și vă aștept pe streamurile mele. Baftă!